din strevechea citate a Marii Uniri de la Alba Iulia, leagăn al culturii românești, vă aducem vestea bună a lui Dumnezeu, mântuirea sufletelor noastre, pentru că Domnul Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Mântuitorul a spus: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Cuvântul Sfânt ne arată: dacă veți cunoaște adevărul, lumina adevărului vă va face slobozi de robia păcatului. Bună seara, stimați telespectatori, și bun găsit la emisiunea Miracolul Creștin. Mă bucur să fim din nou împreună. Am avut o perioadă scurtă de vacanță în care poate ați urmărit emisiunii reluare. Ne pare rău că n-am fost alături de dumneavoastră. Ne-ați lipsit, dar iată-ne din nou în direct în această seară. O seară binecuvântată de Dumnezeu, o seară de duminică, când venim din nou să continuăm predicarea Evangheliei și în mod deosebit să discutăm despre lucrarea Apocalipsei. Am făcut o prezentare generală cu câteva săptămâni în urmă și acum vrem să continuăm, să intrăm de fapt în miezul subiectului nostru, un subiect foarte controversat, un subiect unde sunt milioane de păreri diferite legate de ceea ce urmează să se întâmple, ceea ce va fi în viitorul apropiat. Și deoarece Dumnezeu este un Dumnezeu al exactității și Dumnezeu ceea ce scrie în Sfânta Scriptură, El împlinește cu exactitate. Într-un loc ne spune că El este Marele Vegheator care veghează ca tot ceea ce a fost scris să se împlinească. Așa că nu putem să trecem cu ușurință peste aceste lucruri care vor fi. Biblia are 66 de cărți, dintre care 65 sunt toate împlinite și urmează să se împlinească și ultima carte, Apocalipsa. Așa că trebuie să cercetăm bine evenimentele care se întâmplă în jurul nostru și în funcție de ceea ce vedem, în special întâmplându-se cu statul Israel. Că ne place, că nu ne place, Israelul este poporul lui Dumnezeu și evreii sunt copiii lui Dumnezeu și au și ei intrare la Dumnezeu așa cum avem și noi. Dumnezeu a ales locul acela, Israelul și Ierusalimul, ca un punct important, ca un centru al pământului, unde Dumnezeu a promis că va avea privirea țintită acolo, că va binecuvânta locul acela și vrând nevrând poporul evreu, chiar dacă a trecut prin încercări foarte grele, ei sunt binecuvântații lui Dumnezeu și sunt frații noștri. Sunt foarte mulți evrei mesianici care cred în Hristos și ei împreună cu noi formează trupul sau mireasa lui Hristos, biserica lui Hristos. Așa că nu putem să îi dăm la o parte, sub nicio formă. Pe de altă parte, Dumnezeu folosește Israelul ca și ceasornicul lui Dumnezeu. Când vedem anumite evenimente împlinindu-se acolo, trebuie să ne așteptăm că în scurtă perioadă se vor împlini și cu neamurile. Noi am fost considerați neamuri, noi suntem altoiți, ne spune Sfânta Scriptură, în măslin. Măslinul original ar fi poporul evreu și noi suntem ramuri care sunt altoite în tulpina aceea care de fapt ține pomul și rădăcina care este poporul evreu. Deci în această seară o să încercăm să citim câteva capitole, o să încerc în fiecare emisiune, o să fie mai multe emisiuni, nu știu câte, în funcție cum ne va călăuzi Dumnezeu, în care o să citim câteva capitole, să le înțelegem în primul rând ceea ce vrea să spună Dumnezeu, după care o să încercăm să tragem niște concluzii și să privim și în alte cărți ale Bibliei. De exemplu, prorocul Zaharia, prorocul Daniel, prorocul Ezechiel sunt proroci foarte importanți, în special Daniel al Vechiului Testament, care au făcut referiri prorocii sub călăuzirea și ungerea Duhului Sfânt despre vremea sfârșitului. Noi suntem acum în vremea sfârșitului.
Și în special prorocul Daniel vorbește de săptămâna, ultima săptămână profetică, au fost 70 de săptămâni, 69 s-au desfășurat până pe vremea Domnului Iisus Hristos. Și acum noi trebuie să intrăm în ultima săptămână profetică, o zi reprezentând un an, ultimii 7 ani. De aceea lumea vorbește de 7 ani de apocalipsă. Acum, sunt foarte mulți teologi, oameni înțelepți, care sunt mai înțelepți decât mine și sunt mulți care vin cu diferite păreri personale. Și unii spun, da, domne, apocalipsa va ține 7 ani, însă unele evenimente din apocalipsă s-au împlinit deja. Și aici trebuie să privim cu foarte mare importanță. Dar haideți înainte de a intra în aceste amănunte să facem o rugăciune. Îmi cer iertare, domnule, că am uitat să mă rog, deci noi totdeauna începem cu o rugăciune ca să îl invităm pe Dumnezeu să vină ca și protecție, ocrotire, călăuzire, Dumnezeu să nimicească orice plan roșu. Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, venim să-ți mulțumim că ne-ai dat viață, sănătate, să-ți mulțumim că ne-ai ajutat să reluăm după o mică vacanță, emisiunea Miracolul Creștin, îți mulțumim că ne dai înțelepciune și pricepere ca să cunoaștem și să înțelegem Sfânta Scriptură. Doamne, lasă și în această seară ungerea Ta, care să dea înțelepciune și pricepere robului Tău, pune, Doamne, o gardă de îngeri păzitori, binecuvintează Tu televiziunea Alba Carolina TV, toată asistența tehnică, binecuvintează și păzește rețeaua de emisie, de transmisie, Doamne, binecuvintează pe toți telespectatorii care ne urmăresc în lungul și latul pământului, atât pe cablu, pe internet sau pe Facebook sau orice altă formă de mass media. Și, Doamne, ajută pe robul Tău ca și în această seară să-ți dea ție toată cinstea și slava. Îți mulțumesc, încredințez această lucrare în mâna și în brațul Tău și îți mulțumesc, Tată Ceresc, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Amin! Amin! Și în această seară, în a doua parte a emisiunii, o să ne rugăm pentru cei care sunt cu probleme. Vă invităm, ca de obicei, și în Biserica Maranata din Alba Iulia, în special serviciul de joi seara de la ora 7, ora 19, este un serviciu mai puțin ocupat, unde putem să ne ocupăm de problemele celor care sunt bolnavi sau au apartenența ai familiei care sunt bolnavi. Noi practicăm ungerea pe șervețele, pe batiste, care pot să fie duse pentru cei care nu pot să fie aduși în biserică. Avem experiențe și mărturii destul de bune, vindecări chiar de cancer, prin ungere pe batiste sau prosoape sau șerbețele. Sigur că facem lucrarea de punerea mâinilor, facem lucrarea de dezlegare și așa mai departe, scoatere de duhuri, de demoni, lucrări pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut. Singura lucrare pe care încă nu am făcut-o este învierea din morți. Da? Sper că într-o zi să se întâmple și această lucrare, fiindcă este scris: duce-vă-ți, predicați Evanghelia la orice făptură, vindecați, eliberați, mântuiți, scoateți duhuri și înviați morții. Deci asta de la urmă încă n-am practicat-o, da? Sper ca să vină o zi când să facem și această lucrare, fiindcă Domnul Iisus Hristos a spus așa: voi veți face lucrări mai mari decât am făcut eu. Deci dacă Domnul a înviat morții, a scos duhurile, a vindecat bolnavii, a predicat Evanghelia și noi vom face mai mari, trebuie să le facem și noi. Și zicem, Doamne, adu acea vreme cât mai curând ca să ne putem bucura de minunile Tale. Dumnezeu este Dumnezeu al minunilor, El nu se schimbă. În Dumnezeu nu este schimbare, nici umbră de mutare, ne spune Sfânta Scriptură. Bun. Deci revenim la Apocalipsa acum. Spuneam că sunt mai multe păreri ale teologilor și ei spun așa: da, Doamne, Apocalipsa are 3 mari părți, să spunem așa, împărțit în 3 grupuri de evenimente. O să vedeți când citim, sunt 7 peceți, este o carte cu 7 peceți care se desfac una câte una. La fiecare desfacere sau rupere a peceții se întâmplă un eveniment. Apoi sunt 7 trompete, câte un înger sună dintr-o trompetă și la fiecare trompetă se întâmplă un eveniment. Și
apoi sunt 7 potire. Acest lucru va fi după răpirea bisericii, sunt prezentate în Apocalipsă și ele reprezintă the great tribulation, cum zic americanii, tribulația mare, necazul cel mare, care se va întâmpla destul de rapid, părerea mea personală, și va fi în finalul Apocalipsei și necazurile cresc. Este o chestie ascendentă, tot mai grave, tot mai grave. Domnul Iisus Hristos spune într-o circumstanță, dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, adică zilele acelea de necaz, nimeni n-ar fi scăpat, dar din cauza celor aleși, care suntem noi, biserica, zilele acelea au fost scurtate. Prin aceasta înțelegem că biserica intră și în zilele acelea de necaz. Sunt unii teologi, sunt unii predicatori care vin și spun, domne, biserica va fi răpită înainte de intrarea în Apocalipsă. Fals, nu găsim nicăieri suportul suficient al Bibliei, sunt doar câteva versete pe care ei le scot din context și spun, uite ce zice Dumnezeu, că El e un Dumnezeu bun și El nu va lăsa biserica să intre în necaz. Este fals, Dumnezeu ne spune că ne păzește în necaz, nu ne scoate din necaz. Da? În fine, o să vă arăt eu când ajungem la versetul respectiv. Alții vin și spun că biserica va fi răpită pe la mijloc, alții spun că va fi pe la sfârșit. Părerea mea este că undeva între jumătatea celor 7 ani, 3 ani jumate și 7 ani, și o să vă arăt părerea mea, versetul care îl cred eu destul de concludent, unde biserica va fi răpită și rămânând un timp destul de scurt pentru cele 7 potire. Acum, este altă prezentare Apocalipsei, alte păreri, cum că cele 3 seturi de evenimente, 7 peceți, 7 trâmbițe, 7 potire, se întâmplă de fapt în același timp, când se rupe prima pecete, se sună prima trâmbiță și se varsă primul potir. Asta este îndoielnică din partea mea. Urmează să cercetăm și urmează să tragem concluzie împreună, da? Deci eu o să vă prezint, așa cum spune Scriptura, am să vă prezint părerea mea, unde este părerea personală, zic asta e părerea personală, unde este clar ce spune Biblia, prezentăm ca Biblie, și unde sunt alte păreri, am să vă spun părerea altor teologi, ce spun ei. Da? Lucrarea aceasta, că ar fi evenimente care se petrec împreună, este bazat pe încheierea celor 7 peceți, 7 trâmbițe și 7 potire, că ar se încheie cam cu aceleași evenimente, cu aceleași cuvinte. De exemplu, pecețile în capitolul cu versetul 5, trompetele capitolul 11 cu versetul 19, potirile versetul 16 capitolul 18, capitolul 16 versetul 18, toate prezintă cam aceleași cuvinte. Dar, din păcate, în ultimul set de potire, gravitatea evenimentelor crește foarte mult. Atunci am o părere îndoielnică despre teoria aceasta că cele 3 evenimente s-ar întâmpla deodată. Stau să mă gândesc cum le-ar prezenta Dumnezeu deodată, adică Domnul Iisus rupe o pecete, în același timp sună o trompetă, în același timp un alt înger aruncă un potir. Este puțin îndoielnică ipoteza aceasta, da? O lăsăm deschisă, la fiecare trebuie să judece în dreptul lui, în funcție de ungerea și călăuzirea care i-o dă Dumnezeu. Cu toate că, o să vedeți că apostolul Ioan este cel care scrie Apocalipsa, el zice, și după aceasta sau apoi am făcut asta, după, păi dacă e după, nu poate fi în același timp. Înțelegeți? Deci este o succesiune de evenimente care încep în o anumită perioadă și se tot duc până la terminare. Acum, alți teologi vin și spun, da, domne, Apocalipsa ține 7 ani, că e clar de este vorba de săptămâna profetică, 7 ani, dar
o parte din evenimentele scrise în Apocalipsă, de exemplu, o parte din peceți, s-au întâmplat deja. Acum gândiți-vă că de când Ioan scrie Apocalipsa și până în ziua de azi sunt aproape 2000 de ani. În această perioadă s-au întâmplat multe lucruri și s-ar putea, din nou părere personală, ca unele din aceste evenimente pe care Domnul le-a prezentat în Apocalipsă să se fi întâmplat deja. O să cercetăm lucrurile și o să vă arăt specific în emisiunile viitoare cam ce susțin oamenii bazat pe lucrurile care s-au întâmplat deja în lume, războaie și anumite evenimente, de exemplu persecuția evreilor cu Holocaustul, când nemții au omorât 6 milioane de evrei. Deci ăsta a fost un eveniment foarte important pentru poporul evreu. Hitler a încercat să stingă, să termine cu toată rasa evreilor. 6 milioane sunt foarte mulți. În perioada de astăzi, cei care s-au întors în Israel, că știți că Israelul s-a renăscut în 15 mai, în 48, sunt în jur de 6 milioane acum în Israel. Mai sunt vreo 6 milioane în diaspora, majoritatea fiind în America. Deci 6 milioane e un număr foarte important de evrei care au murit acolo în centrele de concentrare ale nemților. Ei, evenimentul acesta s-ar fi putut să fie foarte important pe care Dumnezeu să-l prezinte ca parte din Apocalipsă sau premergător Apocalipsei. Și alte evenimente și războaie care au fost deja, a fost primul război, al doilea război mondial și sigur că urmează să intrăm în al treilea război mondial, care și ăsta ne-l prezintă Apocalipsa, de unde și cum va începe, o să vă prezint și lucrul ăsta în emisiunile următoare. Deci sunt anumite teorii, eu las totul deschis, nu vreau să spun că eu cunosc adevărul pe deplin, fiindcă ne spune clar Sfânta Scriptură că nimeni nu cunoaște adevărul pe deplin. Că toți cunoaștem în parte, știm în parte, cunoaștem în parte și atunci nu putem să ne lăudăm, domnule, da, eu știu desăvârșit toate lucrurile. Nu știm. Dar ceea ce știm, Apostolul Pavel ne spune, în lucruri în care am ajuns deopotrivă, să mergem înainte. În cele care avem păreri îndoielnice, să cerem lumină de la Dumnezeu, să ne rugăm ca să putem să descoperim adevărul. Era un frate deosebit, fratele Mariț, fratele Simionuc, cei din Biserica Pentecostală au auzit de el, este unul dintre stâlpii Bisericii Pentecostale la noi în România, l-am cunoscut personal, am petrecut multe nopți cu el, era în biserica noastră pentru o vreme, în ultimii ani ai bătrâneții, deci el era un munte de înțelepciune, de cunoștință și cu toate acestea îmi spunea de multe ori, zice, mă rugam câte 3-4 ani ca Dumnezeu să-mi dea cheia, zicea el, cheia fiind cheia, ca să-mi deschidă mintea, să-mi descuie mintea. Adică erau anumite lucruri care nu le înțelegea nici el și el se ruga lui Dumnezeu ca să primească înțelepciune, ungere de sus, ca să poată să înțeleagă anumite lucruri. Am învățat multe lucruri de la el și m-am bucurat nespus de mult că ceea ce eu credeam legat de Apocalipsă, credea și el. Deci nu m-a influențat el, ci doar mi-a întărit credința mea și ideologia care eu aveam primită de la Dumnezeu și în ceea ce eu credeam referitor la evenimentele Apocalipsei. Da, asta urmează să discutăm mai târziu în alte emisiuni. Haideți să începem să citim un pic, da? Am zis că citim în fiecare emisiune câte 3-4 capitole, nu știu cât timp o să avem și încercând să dăm niște explicații sumare și apoi să intrăm în detalii și să subliniem evenimentele importante, da? Bun. Deci citim ultima carte din Apocalipsă, cei care vreți să deschideți Sfânta Biblie, pagina Bibliei 1205, este ultima carte, Apocalipsa lui Ioan sau Revelația lui Ioan sau Prorocia lui Ioan. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Acum, în curândul ăsta,
Au trecut 2000 de ani. O parte din ele poate s-au întâmplat atunci în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Nu? Acum imaginați-vă că Ioan a văzut. Nu, cum poți să vezi ceva ce se întâmplă după 2000 de ani? Sigur că Ioan a fost luat și dus în viitor. Mașina timpului. A fost luat de acum 2000 de ani și dus în perioada timpului nostru ca să vadă, că ei se spune, scrie ce ai văzut. Înțelegeți? Deci Dumnezeu poate să ne răpească, să ne ia și să ne ducă în timp și spațiu. Dumnezeu este omniprezent, omnipotent, omniștient, la El nu există nimic, nici ce pune sfârșit, El le vede și le știe pe toate. Înțelegeți? De aceea Ioan scrie ceea ce a văzut. L-a luat Dumnezeu și l-a dus. Dumnezeu poate să ne ducă și în vechime. Auzeam o relatare, o mărturie foarte interesantă a unui frate care a fost dus la răstignirea Domnului Iisus Hristos. Și spunea el, nici pe departe Mel Gibson, cel ce a făcut filmul acela cu răstignirea Domnului Iisus Hristos, nu a reușit să pună pe peliculă gravitatea lucrurilor așa cum s-au întâmplat, cât de mult a fost Domnul zdrobit și biciuit și chinuit, nici pe departe nu se aseamănă cu realitatea, cât de groaznică a fost răstignirea Domnului. Înțelegeți? Da, Dumnezeu ne poate duce să vedem. Deci, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Acum, aici este un verset foarte important, ce ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii. Ferice de cine citește și de cine ascultă. Deci, atât că în seara aceasta este o fericire pentru mine că citesc și este o fericire pentru voi că ascultați. Unii vin și spun, domnule, noi nu ne băgăm în Apocalipsă, că nu-i treaba noastră să citim Apocalipsa. Păi cum, dacă zice că va fi o fericire, o binecuvântare? Dacă e scrisă în Sfânta Scriptură, înseamnă că e scrisă pentru noi. Da, sigur că și aici sunt păreri îndoielnice. Mă, nu citim ca să nu ne rătăcim. Păi nu te rătăcești dacă ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Deci, ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii. De ce e prorocie? Fiindcă este ceva care nu s-a întâmplat încă. Se prezice, se scrie ceva care urmează să se întâmple în viitor. Și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia. Acum, sigur că Ioan scrie bisericilor din timpul lui. Cele 7 biserici la care Ioan scrie și le trimite scrierea aceasta, nici nu mai există în ziua de azi. Dar Dumnezeu ne vorbește și nouă prin ceea ce scrie acelor biserici din timpul acela, este valabil și pentru noi acum după 2000 de ani. Deci Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, adică Dumnezeu cel care este veșnic. Deci cel ce este, cel ce era, cel ce vine și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie. 7 duhuri. Lucruri foarte tainice, foarte greu de priceput, de înțeles. Că este Duhul Sfânt, unul care face parte din Trinitate, dar mai sunt și alte 7 duhuri care fac anumite lucruri și anumite lucrări pentru Dumnezeu. Și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, da, el a fost cel care a înviat din morți, Domnul împăraților pământului, el este Domnul domnilor și împăratul împăraților, lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre, cu sângele său, prin sângele Domnului suntem spălați, curățiți, și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Deci noi suntem o preoție sfântă, un neam sfânt, prin care Domnul Iisus ne-a împăcat cu Dumnezeu Tatăl prin sângele Lui, prin jertfa Lui și ne-a făcut să fim și noi moștenitori a împărăției. Preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Acum Domnul Iisus vine și ne spune, iată că El, adică Ioan vorbește despre El, iată că El vine pe nori
și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpun și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da, amin. Deci Domnul Iisus Hristos va veni. El zice că vine pe nori, așa cum Domnul Iisus Hristos a înălțat la înălțare, îngerii aceia care au venit și au vorbit cu ucenicii le-a spus așa cum el s-a înălțat și a fost acoperit de un nor, tot așa îl veți vedea când va veni pe norii cerului. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Deci Dumnezeu veșnic, atotputernic. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos. Deci Ioan era exilat atunci într-o insulă, Patmos, din pricina cuvântului Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Acum el vine și spune, Doamne, eram atunci acolo, dar am fost dus în viitor, în ziua Domnului, ziua venirii Domnului. Deci a fost dus 2000 de ani și în ziua Domnului eram în Duhul. Deci nu mai era în trupul lui de carne, ci era răpit în Duh. Trupul de carne nu poate să călătorească în timp și spațiu decât trupul duhovnicesc. Noi suntem duh, suflet și trup. În duhul suntem în trupuri duhovnicești și doar în trupul acela duhovnicesc putem să călătorim în timp și spațiu, nu în trupul de carne. De aceea eram în ziua Domnului, deci în ziua aceea viitoare, eram în duhul. Și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unui trâmbițe, care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici. Deci ceea ce el urma să vadă, Dumnezeu îi spune, scrie ce vezi și trimite bisericilor ca să știe. Și spune, și au fost 7 biserici alese de Dumnezeu. La Efes, Smirna, Pergam, Tiatria, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Deci acestea erau 7 biserici care pe vremea lui Ioan, când scrie, nu știu, pe la anul 80, 90, nu știu exact, 60, 70, nu știm exact, Ioan scrie spre bătrânețe cartea aceasta. Câți ani fi avut? 70? O fi avut vreo 30 pe vremea Domnului Iisus Hristos? Nu știm exact. Poate era de vârstă cu Domnul. Deci undeva spre sfârșitul celor primii 100 de ani. Nu știm exact când și cum. Deci scrie și trimite acestor biserici. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfetnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un râu de aur. Ei, vreau să vă spun că asta este o lucrare foarte interesantă. Îngerii, în general Domnul Iisus Hristos, poartă un râu undeva în dreptul pieptului, nu la mijloc, unde vine cureaua sau vine un șerpar sau ce de, undeva mai sus. E un brâu, la piept, cu un brâu de aur. Deci este tot un brâu, însă în dreptul pieptului. Așa înțeleg eu din ceea ce ni se spune aici. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca rama prinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri. Și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Deci aici ne-l prezintă pe Domnul Iisus. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Deci asta era în Duhul. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Cel viu, am fost mort, că Domnul a murit, a înviat, și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților.
scrie, da, lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Vedeți? Deci sunt niște lucruri care o să fie atunci, s-au întâmplat atunci, în perioada aceea, dar o să fie și niște lucruri care vin după, deci mai târziu. Și Domnul începe și explică, taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea și cele șapte sfernice de aur, cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici. Deci Domnul îi spune să scrie celor șapte biserici. Fiecare biserică are un înger. Îngerii sunt asemănați în general cu stele. Nu totdeauna, dar în unele circunstanțe sunt asemănați cu stele. Și cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Deci Dumnezeu privește la un sfeșnic ca la o biserică și aceasta era un înger a acelei biserici. Fiecare biserică avea îngerul ei. Și acum Domnul vine și scrie îngerului sau bisericii. Îngerul era reprezentantul bisericii. Îngerului bisericii din Efes, deci prima, scrie, iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfernice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Deci Dumnezeu acum vine și prezintă o stare a celor șapte biserici care, v-am spus, nu mai sunt existente, dar ne putem cerceta noi și să vedem, domne, în care biserică ne-am încadra noi acum în timpul când citim. Vedeți, Biblia a fost valabilă și acum 100 de ani, și acum 200, și acum 300, și acum 500, și acum 1000 de ani. Și ea este cumva prezentă în toate timpurile existenței omului, special de la Domnul Iisus încoace. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit, dar ce am împotriva ta? Deci Dumnezeu vine și spune și bune și rele, uite ce lucruri bune faci, uite ce lucruri rele faci. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Sigur că atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, suntem plini de râvnă, plini de dragoste, suntem gata să ne sacrificăm pentru Domnul, să facem lucruri mari și pe urmă încetul ne lăsăm pătânjală, ne răcim. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Deci unde ai fost și unde ai căzut, pocăiește-te. Ce înseamnă să te pocăiești? Să te întorci. Întoarce-te la faptele tale din tâi. Pocăința vine de la cuvântul metanoie, printre altele, care înseamnă întoarcere, 180 de grade, deci dacă te-ai dus într-o direcție, stânga împrejur, te întorci, te duci în cealaltă direcție și Domnul zice să te întorci, să vezi de unde ai căzut, să vezi de unde ai alunecat și să te întorci la Dumnezeu. Altfel, și dacă nu, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ei, se pare că bisericile acelea de pe vremea aceea nu s-au prea pocăit, că au dispărut cu timpul. Ai însă lucrul acesta bun că urăști faptele nicolaiților pe care le urăsc și eu. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Deci iată că se face o promisiune, se arată o lucrare, învățătura aceasta a nicolaiților se pare că este o învățătură satanică pe care Domnul o urăște și cumva laudă biserica aceasta din Efes că și ei au lucrul acesta bun, că urăsc faptele rele ale nicolaiților. Domnul îi face o promisiune și spune, îți voi da să mănânci din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Sigur că o să discutăm și problema cu pomul vieții, care va fi pe marginea unui râu și din care le va fi dat oamenilor să mănânce. Bun, mergem mai departe. Îngerului bisericii din Smirna. Deci iată că am ajuns la a doua biserică, scrie, iată ce de cel întâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat, știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Acum, o sinagogă a satanei este un loc acolo unde se face voia satanei și unde satana este
proslăvit și nu Dumnezeu. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi, iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Sigur că sunt anumite situații în care diavolul ne încearcă să vadă dacă intrăm într-o problemă grea, dacă ne lepădăm de Hristos. Și veți avea un necaz de 10 zile, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Deci, iată, o promisiune și aici, cununa vieții, lucru mare să ai cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor. Duhul, cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. A doua moarte, sigur că este moartea celor care n-au fost găsiți scriși în cartea vieții. O să vedem că discutăm asta în final. Deci iată că și la acestora le spune va avea un necaz. Acum, sigur, necazul acela de 10 zile s-a întâmplat atunci. Da, poate să mai întâmple un necaz și acum cu unele din biserici. Bun, mergem mai departe. Îngerul bisericii din Pergam scrie, iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Deci se pare că în Pergam, în zona respectivă, a fost un templu care a fost închinat satanei și acolo era considerat scaunul de domnie al satanei. Interesant lucru, dacă nu greșesc, o parte din templul acela sau o replică a acelui templu a fost făcut tocmai în New York. Se vorbește că de fapt scaunul fizic al satanei a fost luat din Pergam, a fost în Germania pentru o perioadă de timp, dus în Rusia pentru o perioadă de timp și readus înapoi în Germania. Deci este un scaun fizic al satanei care dă putere și atât rușii care au omorât o grămadă de creștini, au dus o grămadă în Siberia și așa mai departe, au omorât multe suflete, la fel și nemții cu evreii care au omorât o grămadă de evrei. Deci câte vreme scaunul satanei era în locul respectiv, se produceau foarte multe lucruri tragice. Deci se pare că scaunul acesta, care atunci era în Pergam și era un templu al satanei acolo, se află acum prezent în Germania, fizic. Acum, templul de acolo, nu știu exact, n-am dat exacte, dar știu că o replică a templului sau parte din templu a fost luat, dus și instalat, reconstruit în New York. O să vă dau date mai precise cu o altă emisiune. Deci știi unde locuiești, acolo unde te scaun domnia al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Se pare că acolo, în Pergam, acolo era un loc unde locul acela a fost închinat specific ca un loc al satanei, așa cum Ierusalimul a fost închinat ca un loc pentru Dumnezeu și unde Domnul a zis aici vor fi picioarele mele, aici va fi locul unde ochii mei vor privi, acolo unde Solomon a zidit templul de la Ierusalim, așa a fost un templu zidit acolo în Pergam pentru diavolul, pentru satana. Dar am ceva împotriva ta, tu ai acolo niște oameni care țin de învățăturile lui Balaam, deci astea sunt învățături satanice, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copilului lui Israel ca să mănânce din lucrurile jefuite idolilor și să se dea la curvie. Deci, asta era o învățătură satanică, Balam. Tot așa și tu ai câțiva de asemenea care țin învățăturile nicolaiților pe care ei o urăsc. Deci, iată că învățătura aceea a nicolaiților, secta aceea, era și în Pergam. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând, mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Și biserica aceasta a dispărut, se pare. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă, îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Deci atât că astea sunt niște promisiuni pe care Dumnezeu le face bisericilor, celor din biserică și ne vorbește astăzi
și nouă. Cum zic, bisericile acelea nu mai există, dar existăm noi. Bun, următorul. Îngerul bisericii din Tiatria, a patra biserică, scrie: iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca parafocului și ale căror picioare sunt ca rama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Iată că această biserică se pare că avea fapte mai bune la urmă și bine ar fi să avem fapte mai bune la urmă. Nu contează așa mult cum începem lucrarea cu Dumnezeu, ci este important cum sfârșim alergarea, nu? Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie, să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Pe vremea aceea se aduceau jertfe idolilor, cum se aduc și acum jertfe morților, și nu-i voie să mănânci din jertfă închinată morților sau altor idoli. Și femeia aceasta care purta un nume, Izabela, care este un nume a unui duh de femeie foarte puternic, care lucrează și în ziua de astăzi, și femeia aceasta care se numea prorociță, amăgea pe mulți oameni în vremea aceea ca să se dedea la curvie și la tot felul de învățături satanice. I-am dat vreme să se pocăiască. Dumnezeu, în bunătatea Lui, foarte interesant că chiar discutam zilele acestea situația asta, când cineva păcătuiește și poate face chiar lucruri destul de grave. De multe ori noi creștinii ne uităm la anumite persoane care, domne, fac rău, taie în stânga, taie în dreapta, calcă pe cadavre, cum se zice, și își caută interesul lor și zici, bă, uite ce bine le merge la ăia și nu le face nimeni nimic și nici Dumnezeu. Ei, Dumnezeu, în bunătatea și în dragostea Lui, știi cum zice, domne, eu îi dau timp să se pocăiască. Poate că omul se pocăiește, poate că omul își cere iertare, poate că omul își vine în fire. Și lasă Dumnezeu o perioadă de timp. Dar când zice Dumnezeu, până aici ți-a fost, ți-am dat timp destul să te pocăiești și nu te-ai pocăit, intră Domnul și nu-l termine rapid. Îi șterge pomenirea. Deci să nu credeți că Dumnezeu întârzie. El întârzie tocmai din modul că, din cauza că vrea să-i dea timp omului să pocăiască, să-și ceară iertare, se pare rău. Că dacă nu o face, Dumnezeu va intra la judecată cu el. Deci am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. E vorba de această femeie. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Deci vedeți, Dumnezeu te lasă, îți merge bine și dintr-o dată îți dă un cancer, dintr-o dată îți dă o boală, dintr-o dată numai te pune la pat și te curățat rapid. Înțelegeți? Deci sunt unii care vin din cauza pedepsei, alții sunt încercați de Dumnezeu, alții sunt mustrați de Dumnezeu pentru o vreme și apoi Dumnezeu îi ridică și îi vindecă, alții o intră cancerul și în perioadă scurtă sunt terminați și li se șterge pomenirea. Deci Dumnezeu nu întârzie și nu numai că se atinge de ei, se atinge și de copiilor. Zice, voi lovi cu moartea pe copiii ei. Și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Omul va da socoteală de tot ce face. Omul se va prezenta în fața scaunului de judecată. Omul va da socoteală de orice cuvânt nepotrivit. Vă dați seama. Ceva însă tuturor celorlalți din Tiatria, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satane, deci practicile satanei, tot fel de vrăjitorii și așa mai departe, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit, lucrările mele îi voi da stăpânire peste neamuri. Sigur că atunci când Domnul Iisus Hristos, la terminarea Apocalipsei, se va întoarce la Ierusalim, noi cei ce vom fi biserica Domnului și vom fi răpiți la cer, ne vom întoarce în trupuri de slavă ca îngerii împreună cu Domnul la Ierusalim și vom domni împreună cu Domnul pentru 1000 de ani peste neamurile care vor rămânea pe pământ. De aici, stăpânire peste neamuri. Le va cârmâi cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut cum am primit și eu putere de la Tatăl meu, asta vorbește Domnul Iisus Hristos, și voi da luceafărul de dimineață.
și voi da luceafără de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Bun, mai departe, continuăm la capitolul 3, mai avem un pic de timp. Îngerul bisericii din Sardes, asta este a cincea biserică, scrie: iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Vedeți? La unii le merge vestea că ei trăiesc, dar ei de fapt sunt morți spiritual. Veghează și întărește ce rămâne, că e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Dumnezeu intră și cercetează. Ne cercează pe fiecare din când în când. Și domnule, n-am găsit nimica bun. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit? Ține și pocăiește-te. Deci Dumnezeu ne îndeamnă, bă, omule, pocăiește-te, întoarce-te, mă, la faptele bune. Întoarce-te de pe calea pierzării. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele, ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Și iară vine Dumnezeu și face o promisiune: cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Atenție, foarte mare, deci niciunea dintre noi cei ce avem legământul cu Hristos nu se promite: domne, dacă vei cădea de la credință și vei păcătui, nu se poate șterge numele, că odată ce ți-e scris rămâne acolo. Uite că există o posibilitate ca să ți se șteargă numele din cartea vieții. Deci lucrarea cea mai importantă pe care noi creștinii o avem în timpul vieții, că după ce ai murit e gata, să reușim ca în timpul vieții să încheiem un legământ cu Hristos Domnul în apa botezului, ca să ni se scrie numele în cartea vieții sau în cartea mielului. Dacă în timpul vieții numele tău n-a fost scris acolo, la revedere. N-ai nicio șansă, că în ziua judecății vei fi aruncat în iazul de foc. Spune acolo că toți cei ce n-au fost găsiți scris în cartea vieții, în acea una carte, vor fi aruncați în iazul de foc. Asta este moartea a doua, chinul veșnic. Deci cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Sigur că atunci când se va citi numele din cartea vieții, Domnul Iisus va fi cel ce ne va mărturisi. Bun, cine are urechi de auzit să asculte ce zice bisericilor Duhul. Merge la biserica șasa, asta este o biserică bună pe care Domnul o laudă și mulți folosesc numele acesta, se cheamă Filadelfia. O să vedeți că găsiți foarte multe biserici cu numele Filadelfia, tocmai de la biserica asta bună. Nu toți sunt ca biserica Filadelfia, dar mă rog, măcar au numele. Deci îngerul bisericii din Filadelfia scrie: iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Adică, în alte cuvinte, ce deschide Dumnezeu omul nu poate să închidă. Ce închide Dumnezeu omul nu poate să deschidă. Știu faptele tale, iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide. Când Dumnezeu deschide o ușă, nu închide nimeni, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Vreau să vă dau și eu un exemplu cu lucrarea de la televiziune pe care noi o facem de 22 de ani. A fost o ușă pe care Dumnezeu a deschis-o pentru predicarea Evangheliei aici, pentru județul Alba și pentru împrejurim. Și când Dumnezeu o ține deschisă, noi vom putea predica cuvântul. Când Dumnezeu o închide, bum, s-a terminat cu predicarea Evangheliei la televiziune. Deci este o ușă deschisă. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei. Sigur că Dumnezeu ne dă suflete în fiecare zi, oamenii vin la pocăință, vin la cunoașterea adevărului, din bisericile satanei, de acolo de unde nu este cuvântul lui Dumnezeu, acolo unde nu este Duhul lui Dumnezeu. O biserică care nu este a lui Dumnezeu este a satanei. Care zic că sunt iudei și nu sunt, sau în alte cuvinte zic că sunt creștini și de fapt nu sunt, și numai le merge vestea, ci mint, iată că îi voi face să vină, să se închine la picioarele tale, să știe că te-am iubit. Acum, ăsta este un verset care trebuie să fim foarte atenți, fiindcă unii teologi folosesc versetul acesta ca să justifice o răpire a bisericii sau o scoatere a bisericii din Apocalipsă înainte de începerea urgiilor. Spune așa: fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele,
te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Deci, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, ai păzit, atenție, te voi păzi și eu, nu te voi scoate. Nu zice nicăierea că te voi scoate afară din încercare, ci te voi păzi în încercare. Deci, atenție, că acum vorbesc celor care predică cuvântul Domnului și vă legați de versetul acesta și vă țineți cu dinții de el, n-aveți niciun suport. Repet, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi, nu te voi scoate, te voi păzi. Și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Nu acum. Cine scrie Apocalipsa? Ioan, Apostolul Ioan. Fiți foarte atenți. Tot Ioan scrie și Evanghelia după Ioan, da? Și am să mergem acolo un pic să vă citesc, să vedeți ce zice Ioan acolo. Deci, Evanghelia după Ioan, capitolul 17. E foarte important, fiindcă de versetul acesta se leagă foarte mulți, atât din țară de la noi, din străinătate, din America, și îl folosesc ca un verset care să dea o nădejde falsă. Deci Ioan 17 cu versetul 15. Și aici zice așa. Deci vorbește Domnul Iisus Hristos. Le-am dat cuvântul tău, mergem la versetul 14, și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău în lume. Deci nu te rog să-i iei, adică să-i scoți afară, să-i răpești, ci să-i păzești de cel rău. Aceleași cuvinte folosește Apostolul Ioan, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de încercările care vin, te voi păzi în încercare, același verb, același cuvânt îl folosește Ioan aici în Apocalipsa 3:10, pe care îl folosește în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, cu versetul 15, da? Te rog, nu te rog să iei, ci să-i păzești în lume. Foarte important să înțelegem aceste lucruri, altfel credem o minciună, da? Deci versetul acesta de care se leagă foarte multă lume nu este un verset care să ne dea o înțelegere cum că Dumnezeu ar răpi biserica și ar lua-o din lume înainte de intrare în Apocalipsă, da? Atenție că este vă înșelați, este o învățătură falsă. Mergem mai departe. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el, voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim. Asta este vorba de noul Ierusalim care va fi după milenie, după mii de ani, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Deci asta este după terminarea celor mii de ani, când va fi veșnicia și când va coborâ de la Dumnezeu noul Ierusalim cu străzi de aur și așa mai departe. Discutăm și de asta într-o emisiune viitoare. Bun, mai departe. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Și acum mergem la ultima biserică. Îngerului bisericii din Laodicea scrie ei. Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Deci iată că Domnul Iisus Hristos în altă circunstanță este numit întâiul născut sau singurul născut din Tatăl, începutul zidirii lui Dumnezeu. Nu este nimeni altul care este declarat că este născut din Tatăl. Toți ceilalți au fost creați, făcuți de Dumnezeu. Singurul
născut din Tatăl este Domnul Iisus Hristos și prin El și pentru El au fost făcute toate lucrurile care există în universul acesta. Știu faptele tale, vorbește de Biserica lui Adicea, că nu ești nici rece, nici în clocot. Nu-i place lui Dumnezeu. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Nu bogățiile pământești ne fac pe noi bogați în ochii lui Dumnezeu. Astea sunt lucruri care vor pieri, gol ai venit și gol te vei duce, cu mâinile goale ai venit, cu mâinile goale te vei duce. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești, haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doftorie sau medicamente pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Deci recomandă Dumnezeu. No, atenție, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Deci de multe ori, într-adevăr, vine pedeapsa Domnului peste copiii Domnului ca să-i mustre, să-i pedepsească pentru că au făcut rău și nu s-au pocăit de relele lor. Deci eu mustru și pedepsesc pe toți ceea pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Acum un lucru foarte important pe care eu îl amintesc aproape în fiecare emisiune, când Domnul zice, iată, eu stau la ușă și bat. Domnul îți vorbește și ție, dragul meu ascultător. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Ei, ne oprim aici cu citirea. O să urmeze capitolul 4, care ne prezintă tronul lui Dumnezeu, atmosfera cerească. Apoi o să fie capitolul 5, care ne vorbește de începutul celor 7 peceți, cu ruperea peceților în capitolul 6, și care vin și merg destul de repede, continuă în capitolul 7 și apoi în capitolul 8 începe la ultima pecete, pecetea 7, prezentarea trâmbițelor. Vedeți? Deci de aici stau și mă gândesc, cum putea să fie la pecetea 7-a trâmbița a 7-a când de fapt Dumnezeu prezintă începutul trâmbițelor după pecetea a 7-a. Vedeți? Teoria care unii vin și spun, da, domne, 7 peceți, 7 trâmbițe, 7 potire, toate se întâmplă în același timp, fiecare una în același timp, a doua în același timp. Dar uite că nu ne iasă socotelile, că trâmbițele sunt prezentate în ultima pecete. Păi dacă numai atunci le spune Dumnezeu să înceapă să sune din trâmbițe, cum o să sune la pecetea întâia? Că nu le-a dat nimeni ordin să sune. Vedeți? Deci teoria celor care susțin că ar fi în simultan, în același timp, cade. Că Domnul zice, Ioan, ce după aceea, când zici după aceea, înseamnă că a trecut o perioadă de timp și se va întâmpla după ce s-a încheiat lucrarea care se întâmplă acum la prezentul continuu, nu? Va fi după. Mâine este după astăzi. Și poi mâine este după mâine. Deci este un timp, timpul se scurge, timpul nu stă pe loc. Dacă am putea să ținem timpul pe loc, zicem, domnule, în același timp dăm drumul la pecețe, în același timp dăm drumul la trâmbițe, în același timp dăm drumul la potire. Poate, dar timpul nu stă pe loc. Atunci sunt niște evenimente care urmează una după alta. Da? Și tocmai aceasta o să vedem aici că la pecetea ultimă, respectiv a 7-a, se încep trâmbițele la capitolul 8. Și sigur că aici o să fie mai multe evenimente. Evenimentul cel mai important, adică unul cel mai important este capitolul 11, reconstruirea
templul lui de la Ierusalim, despre care o să discutăm în emisiunile viitoare, fiindcă este un lucru extraordinar de important. De ce spun că e foarte important? Președintele Americii, Trump, este cel care împlinește o parte din profețiile Scripturii. Președintele ăsta, cu toate că n-a fost agriat de mulți și mulți au avut tot felul de îndoiel despre el, nimeni n-a crezut că Trump va câștiga alegerile și totuși a fost prorocit, profețit despre el că va câștiga alegerile. Omul acesta este văzut ca și împăratul Cir, cei care știți și cunoașteți că împăratul Cir a fost cel ce a dat posibilitatea evreilor să se întoarcă, să reconstruiască templul. El a promis că în timpul președinției lui va face mai multe lucruri și unul din ele a zis: domnule, voi muta ambasada americană la Ierusalim și voi declara Ierusalimul capitala Israelului, că acum era la Tel Aviv. Ei, asta a făcut-o, a zis și a făcut. Primul președinte care a reușit să facă lucrul ăsta. Mulți președinți au promis, ăsta a făcut. Al doilea lucru foarte important, el că va propune un act de pace pentru rezolvarea păcii și a tensiunii din Orientul Mijlociu, respectiv tensiunea creată între palestinieni și evrei. Ei, proiectul acesta este gata făcut, el a însărcinat pe ginerele său, care Kushner, un evreu tânăr, bogat, care este căsătorit cu Ivanka, una dintre fetele președintelui. Ăștia au venit cu un plan de a oferi o rezolvare a situației tensiunilor în zona acolo, între evrei și palestinieni. Se cheamă The Two State Solution, soluția celor două state care să coexiste, respectiv Israelul și Palestina. Ei, proiectul acesta este gata să fie prezentat în toamna asta. Președintele a vrut să-l prezinte în vară, însă alegerile care au fost în primăvară în Israel au căzut, fiindcă nu s-a reușit să se aleagă un partid care să aibă 60 plus 1 de voturi, că sunt 120, dar să aibă jumate plus 1. Ei, noile alegeri urmează să fie luna aceasta pe data de 16 septembrie. După ce se va rezolva legile și se va forma un nou guvern și așa mai departe, americanii vor prezenta acest proiect de pace, care se cheamă The Two State Solution, pentru rezolvarea problemei în zonă și a crea o pace, o stabilitate în zonă. Nu vreau să vă spun că Palestina nu este altceva decât teritoriul Israelului și respectiv este fâșia Gaza, care este Iudeea și Samaria. Ei, teologii vin și spun: domnule, dacă ăsta va reuși să rezolve problema păcii, s-ar putea să înceapă cei 7 ani, că spune că se va încheia un act de pace cu evreii și arabii de 7 ani de stabilitate, timp în care trebuie să se reconstruiască templul. Nu, acum, președintele a spus: domnule, în timpul mandatului meu, primul mandat, eu voi facilita ca să înceapă reconstrucția templului, care evreii spun că nu durează mai mult de vreo 6 luni. Au totul pregătit pentru această lucrare. De aceea este foarte important să cunoaștem aceste evenimente, fiindcă vom fi martorii la niște lucruri care se vor întâmpla sub ochii noștri, profeții care au fost puse în Sfânta Scriptură și care stau să se împlinească în lunile următoare, în anii următori. Și cred că suntem generația care vom vedea toate aceste evenimente scrise în Apocalipsă, împlinite în timpul vieții noastre. De aceea este foarte, foarte important să le cunoaștem și să fim pregătiți pentru aceste lucruri, fiindcă lucrurile vor sta să întâmple. Deci nu așteptăm lucruri prea bune, ci așteptăm rău și tot mai rău. Vreau să vă spun că a fost și o lucrare din partea lui Dumnezeu anul trecut, că România va intra prin niște încercări, prin niște urgii. Știți că în primăvară au fost foarte multe inundații, au fost tot felul de vânturi și tot felul de probleme. Dumnezeu a spus că ăsta a fost primul val și urmează încă un val anul acesta să se întâmple, ceea ce mie mi-este frică ca nu cumva să fie un cutremur, așa cum a fost pe vremuri la București. Dumnezeu să ne păzească de astfel de evenimente și de aceea este foarte important ca noi creștinii să ne rugăm ca Dumnezeu să nu îngăduie aceste lucruri pe care diavolul vrea să le aducă peste România. Sau
știu ce să fie vreo invazie, vreo început de război, nu știm ce se întâmplă, dar suntem avertizați că lucruri ca acestea sunt gata să înceapă și ceea ce a fost anul ăsta să continue. Înțelegeți? Deci e foarte important să... Sigur că suntem atrași de problemele politice, alegeri, treburi, una alta. Noi trebuie să privim pe lângă la situația politico-economică, să privim și la Dumnezeu care ne cheamă să ne rugăm, să ne pocăim, să ne întoarcem spre Dumnezeu, să ne unim toți credincioșii. Dumnezeu nu pune garduri, cei ce au pus garduri și au creat religiile a fost diavolul. Înainte de Dumnezeu nu există nici baptiști, penticostali, ortodoxi, catolici sau de altă cură, există copiii lui Dumnezeu, creștini. Creștini vin de la Hristos. Noi ar trebui toți să fim într-o unitate de plină, să-L slujim pe Dumnezeu din toată inima, să ne iubim unii pe alții ca frați de credință și cu asta am încheiat lucrarea. Însă diavolul a reușit să pună tot felul de garduri, să creeze tot felul de religii, tot felul de culte, care să pună separare între noi. De ce? Când este unitate, este putere, este forță. Când diavolul reușește să ne dezbine, să ne despartă, să ne certăm unii cu alții, să ne învinuim unii pe alții, să credem că noi suntem mai buni ca alții, a reușit să rupă legătura unității. Și asta Dumnezeu vrea ca biserica să fie unită, să fie plină de dragoste, plină de putere și de autoritate. Bun, ne oprim aici, așa cum am citit aici versetul acesta așa de frumos pe care Domnul Iisus Hristos ni-l spune, ci iată eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu, deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dragul meu ascultător, tu care încă nu ai făcut această invitație oficială a Domnului Iisus Hristos în viața și în inima ta, te îndemn în această seară să faci lucrul acesta. Primul pas pe care omul trebuie să-l facă este să îl invite pe Hristos Domnul în viața lui. Este rugăciunea de predare, mă predau, Doamne, predau viața mea. Este o cântare care spune, I surrender all, adică mă predau complet în mâinile tale. Recunosc că sunt vinovat, recunosc că sunt păcătos. Dumnezeu nu invadează viața nimănui, El cheamă, El bate, El nu invadează viața nimănui. El îți dă posibilitatea să-ți exprimi tu libera alegere. Vrei să-L inviți pe Hristos în inima ta, vrei să-L inviți în viața ta, El așteaptă să o faci cu gura ta, să mărturisești cu gura ta. Nu vrei, El trece mai departe la alt suflet. Cel ce invadează viața omului este diavolul, el vine, sare, el e ca un hoț, intră pe neașteptate, fură, distruge, omoară și mai departe. Dumnezeu nu face așa, cu toate că ar putea să o facă. El respectă libera ta alegere. El vrea ca tu de bunăvoie și nesilit de nimeni să-l inviți pe el, să-l dorești pe el în inima ta și să-i spui Domnului, da, Doamne, vreau și eu să fii stăpânul meu, să fiu copilul tău, să îmi scrii numele în cartea vieții și mai departe. Am făcut-o și eu cu vreo 35 de ani în urmă. Eram în America în 84, în Chicago, acolo am făcut prima invitare. Nici nu am știut că există așa ceva, nici n-am știut că trebuie să faci lucrul ăsta, nu cunoșteam nimic din Sfânta Scriptură, cu toate că am fost dus de mici în biserică, sunt dintr-o familie de ortodoxi, am rămas ortodox, nu m-am dezis de religia ortodoxă, nici nu o să mă dezic niciodată. Am găsit adevărul și am găsit cuvântul lui Dumnezeu care ne învață anumite lucruri pe care în bisericile tradiționale nu le-am primit. N-am primit minimul de învățătură ca să cunoști ce înseamnă mântuire, ce înseamnă pocăință, ce înseamnă predare, ce înseamnă să încheie un legământ cu Hristos Domnul și mai departe. Da, mă rog, astea sunt alte lucruri. Fiecare este dator să cerceteze, să cunoască, că de-aia spune Dumnezeu că atunci când cunoaștem adevărul, adevărul ne face slobos de robia păcatului cu care diavolul ne ține legați. Deci, dragul meu ascultător, dacă vrei să devii un copil al lui Dumnezeu, dacă vrei ca numele tău să fie scris în cartea vieții, să fii mântuit, să fii iertat, să fii împăcat cu Dumnezeu, te îndemn, ca și în această seară, să îngenunchezi acolo în fața televizorului, ia o poziție solemnă și repete după mine aceste cuvinte simple pe care eu te îndemn să le spui din toată inima, să-L inviți pe Hristos din toată inima în viața ta, ca El să înceapă să lucreze transformarea și schimbarea ta spre o făptură nouă dumnezeiască. Și sigur că actul final este legământul care trebuie să-l faci în apa botezului, unde să încheie un legământ cu Hristos Domnul și să poți să devii o făptură nouă dumnezeiască.
repetă după mine și spune așa: Doamne Iisuse Hristoase, am nevoie de Tine. Recunosc, Doamne, în fața cerului și a pământului și a martorilor văzut și nevăzut că sunt un păcătos și mărturisesc păcatele fără de legile și nelegirile mele și vin, Doamne, să-mi cer iertare pentru ele. Știu, Doamne, că am nevoie de Tine și știu că fără Tine nu pot să fiu mântuit nici iertat. Doamne Iisuse, cred din toată inima mea că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, care ai venit de la Tatăl Ceresc ca să mor pentru păcatele omenirii. Cred, Doamne, că ai murit și pentru păcatele mele. Cred că Tu te-ai născut din Fecioara Maria, ai crescut pe acest pământ, ai ajuns la maturitate, Doamne, și ai luat asupra Ta toate păcatele fără de legile și nelegiuirile omenirii și le-ai luat și pe mele. Și îți mulțumesc pentru lucrul acesta. Cred, Doamne, că Tu ai înviat a treia zi, te-ai ridicat la ceruri și stai la dreapta lui Dumnezeu și în această seară mijlocești și pentru mine. De aceea, Doamne Iisuse, vin să predau viața mea, ființa mea, trupul, sufletul, duhul meu în mâinile Tale. Ia, Doamne, Tu controlul vieții mele, ajută-mă să trăiesc și să exist în continuare după voia Ta. Ajută-mă, Doamne, să pot să închei un legământ cu Tine în apa botezului, ca numele meu să fie scris în cartea vieții, să fiu pecetluit cu Duhul Sfânt și să fiu o făptură nouă. Îți mulțumesc pentru această oportunitate. Te laud și te binecuvântez, Tată Ceresc, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin, amin, amin. Stimați telespectatori, dacă ați făcut această rugăciune, ați făcut primul pas spre Dumnezeu, primul pas spre mântuire, spre viață veșnică. Ne oprim aici cu prima parte a emisiunii. Ca de obicei, vrem și în această seară să vă prezentăm o cântare frumoasă înregistrată în Biserica Maranata, care se cheamă Evanghelia are putere. Vă doresc vizionare plăcută la acest videoclip. Glorie și mărire ție, Doamne Dumnezeule, te preamărim, te onorăm și te binecuvântăm, Tată Cel, slavă și mărire ție. Trăiască Evanghelia! Cerul și pământul ne spune cuvântul lor fierit. Un lucru rămâne peste timp și lume de veci. Ne-a fost dăruită Tu sânge sfințit de la Calvar. N-are asemănare sub întregul soare sau altar. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici nu piere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici nu piere. Unde a fost vestită, i-a fost primită ca un dar. În inimi păstrată și la alții dată ca un jar. Vremuri de prigoană, să-mi stricoare teamă au lovit. Dar solia sfântă nu a fost iubită pe nisip. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici nu piere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici nu piere. Cine o primește, fericit trăiește tot mereu.
sunt clipe de grele, îi de mântuire Dumnezeu. Iarne este harul, ne-a lungă amarul și ne dă. Prin credința-n Domnul, o viață în cerul veșnică. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia risca de piele. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia risca de piele. Evanghelia, Evanghelia are putere și Evanghelia nici când nu piere. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului, care ne spune că cuvântul Domnului rămâne în veac. Evanghelia Domnului rămâne în veac. Mulțumim Domnului pentru toate lucrurile minunate pe care Dumnezeu ni le descopere, care ne învață Dumnezeu. Este așa de minunat să ai ungerea de sus, să ai călăuzirea Duhului Sfânt. Vă spuneam și în alte emisiuni, am stat de vorbă odată cu o persoană care îmi spunea: Domne, am citit toată Biblia de la cap la coadă și n-am înțeles nimic. Mi-a părut rău de cuvintele care le-am auzit și am zis: Domne, ce înseamnă să nu ai călăuzire, să citești tu 1000 și ceva de pagini și să nu înțelegi nimic. Tragic. Acolo în cuvântul Dumnezeu găsim viața veșnică, găsim mântuirea, găsim împăcarea cu Dumnezeu, ne întâlnim cu Dumnezeu. Cuvântul este Dumnezeu. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Evanghelia după Ioan. Deci, categoric că dacă nu ai lumină de sus, dacă nu poți să înțelegi, vedeți, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, are două aspecte, este scriptura, este logosul, cuvântul scris, așa cum îl vedem ca o carte, și este rema, cuvântul revelat. Adică, pe lângă ceea ce este scris, Dumnezeu vine și revelează, adică extrapolează, dă mai departe înțelepciune, tot mai mult, tot mai mult. Mie mi s-a întâmplat că citeam un text de 100 de ori și 101 oară, venea o nouă revelație, venea o nouă descoperire, vedeți? Și nici pe departe să spun că știu tot. Știu și eu, puțin, în parte, că nu ne dă Dumnezeu la toți să știm totul, să depindem unul de alții, este ca un puzzle, știi? Și unul are o bucățică și unul are o bucățică și le pui toate împreună, creezi o imagine sau ceva care Dumnezeu vrea să ne învețe. Bun, haideți să citim cumva, să citim câteva lucruri înainte de a intra în rugăciune pentru bolnavi. Trebuie să înțelegem că dacă Dumnezeu vindecă în vremea aceasta, nu este că am fi noi mai buni, nu este că am avea noi ceva mai bun, este că El împlinește o lucrare pe care a obținut-o Fiul Său, Iisus Hristos. Dacă suntem ceva, dacă primim ceva, dacă avem ceva, dacă Dumnezeu face și va face datorită meritului Fiului Său, nici de cum al meu, al tău sau la alte persoane. Deci noi suntem nimic, suntem catastrofă. Deci dacă ar fi să fie după noi, ne-ar termina Dumnezeu, ne-ar stinge într-o lingură de apă. Dar este Fiul Său. El când privește la noi, privește prin prisma Fiului, că dacă ar privi la noi, la păcatele fără de legile noastre, la care spune că Dumnezeu nici nu se uită la noi din cauza păcatelor, dacă nu suntem acoperiți cu sângele Domnului, Dumnezeu ne-ar nemici. Dumnezeu urăște păcatul, fără de legea și nelegiuirea. Deci noi avem o trecere înaintea lui Dumnezeu și putem să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu doar datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. De aceea, Domnul Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața, numai prin mine ajungeți la Tatăl.
Nu vedeți că oamenii în vremea de astăzi se văd, sigur că se văd păcătos, se văd nevrednici, atunci oamenii încearcă să apeleze la Sfântul Petru, la Sfântul Ilie, la Sfântul Ion, la Fecioara Maria, la tot felul de sfinți care să mijlocească la rândul lor pentru ei, că ei nu se văd vrednici ca să se prezinte cu rugăciunea sau cu cauza lor înaintea lui Dumnezeu. Și așa este. Însă problema este că adevăratul și singurul mijlocitor care poate într-adevăr să mijlocească pentru noi și să ne mărturisească pe noi este Iisus Hristos și nimeni altul. Nici Sfântul Petru, nici Sfântul Ion, nici Fecioara Maria, nimeni altul. Singurul mijlocitor, singurul mântuitor este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El a murit pe cruce, nu Petru, nu Ioan, nu Fecioara Maria, pentru mântuirea asta, ci El singur poate, El este singurul în stare, în măsură, ca să poate. Nu este alt nume dat oamenilor sub cerul acesta și nume prin care să fie mântuiți, spune Scriptura, decât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea, bazați pe ceea ce a făcut Hristos, noi citim în prorocul Isaia, că Isaia vine și prorocește înainte de a se întâmpla lucrurile care se vor întâmpla cu Domnul Iisus Hristos și vine și ne spune ce vom obține noi prin jertfa Lui. Lucru extraordinar și prorocește vreo 700 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos și prorocește exact. Și noi folosim scrierile acelea care arată foarte clar aceste lucruri și sunt foarte exacte fiindcă Dumnezeu le-a dus la îndeplinire. Și dacă Dumnezeu a împlinit ce a spus Isaia cu 700-800 de ani din Domnul Iisus Hristos, sigur că se împlinește și ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos cu noi în zilele noastre. Deci trebuie să ne încredem total în Sfânta Scriptură. Și Isaia 5:3, verset pe care noi, text pe care îl citim de obicei, spune așa: disprețuiți, părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă, nimeni nu l-a băgat în seamă. Dacă ne uităm și vedem scena răstignirii, trecătorii își băteau joc de el, preoții își băteau joc de el, soldații își băteau joc de el, nu crezu nimeni el. Cu toate că Pilat o scris acolo, o pus să scrie, Iisus Hristos, împăratul Iisus Nazarinianul sau cam așa ceva, împăratul iudeilor. Dar nimeni n-a crezut, încă preoții au zis, nu scrie lucrul ăsta, ce am scris, am scris, o zis Irod. Și a rămas o mărturie pentru noi. Totuși, cu toate că n-a fost băgat în seamă, n-a fost recunoscut, n-a fost acceptat, totuși, zice el, suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el, Hristos, era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care de pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Sunt 7 lucruri foarte importante, sunt 7 stropiri ale sângelui Domnului, nu mai intrăm în amănunte. Deci Domnul a plătit pentru suferința noastră. Ai o suferință în seara aceasta, dă-o Domnului prin credință. Ai o durere în seara aceasta, dă-o Domnului prin credință. Ai păcate, dă-le Domnului. Ai fără de legi, ai nelegiuiri, dă-le Domnului. Ai nevoie de vindecare, a fost plătit și pentru vindecarea ta. Ai nevoie de pace, a plătit Domnul și pentru pace. Deci, indiferent ce problemă omenească avem noi, există un remediu, există o rezolvare prin jertfa Domnului Iisus Hristos de la Golgota. De aceea, noi trebuie că ne rugăm să zicem, Doamne, revarsă Tu peste noi toată plinătatea jertfei de la Golgota, adică tot ceea ce avem nevoie, să fim iertați, să fim vindecați, să fim, să avem pace, bucurie și mai departe. Bun, haide să afișăm telefonul telespectatorului, unde ne puteți suna aici în direct, în studioul Alba Carolina TV. Îl reamintesc și eu aici, 0759-430-435. Deci, telefonul nostru aici, telefon cu tarif normal, 0759
0372 430 435. Poate că în primă fază o să avem puține probleme, că poate oamenii cum n-au mai sunat, că n-au mai știut dacă suntem sau nu suntem în direct, dar uite că deja avem un prim telefon. Mirela de la Abrud. Bună seara, Mirela! Pacea Domnului, frate Marius, de la Abrud vă deranjez, 4 săptămâni v-am încercat să vă contactez ca să mulțumim Domnului împreună că v-ați rugat pentru mama. Sunt în cază cu mama cu picioarele amputate. Domnul a avut milă printr-o rugăciune a dumneavoastră ca Domnul să o vindece, o vindecată de bupele alea vărute după picioare, după ponturile alea ca după amputație. Am văzut mâna Domnului clar la lucru. Ce va juca acum pentru că începe un an nou școlar pentru cei 3 copilașii mei care merg la școală, Emanuel de 17 ani, David de 9 și Luca de 5 ani la grădiniță. Domnul să ia sub protecție divină și pe copiii mei și pe copiii întregii lumi. Amin, amin, sigur că da. Copii care vor fi un exemplu, care vor fi un exemplu de creștini adevărați. Amin, Domnul să-i ajute. Bine. Mulțumim, Domnul să vă răsplătească încă o dată în cer și pe pământ și să binecuvânteze lucrarea mâinilor dumneavoastră și a lucrării de la televiziune. Amin, mulțumim frumos, multă pace vă dorim. Noapte bună, mulțumim frumos. Mulțumim pentru telefonul acesta. Iată că Mirela vine să aducă mulțumiri. Ne bucurăm ori de câte ori telespectatorii ne sună să ne spună că s-au făcut progrese, s-au vindecat anumite boli. Sigur că așa cum știți, copilașii încep școala, sigur că urmează și studenții și toți ceilalți. Vrem în această seară să facem o rugăciune pe această temă. Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Mirela de la Brut, care în această seară vine să-ți mulțumească pentru ceea ce tu ai lucrat în viața familiei cu mama ei, Doamne, și îți mulțumesc și eu. Și acum, Doamne, venim să ne rugăm pentru copiii noștri, pentru cei tineri, pentru cei mai în vârstă, toți cei care vor începe, Doamne, școala, te rog să-i binecuvintezi, să-i păzezi, să-i ocrotești, ca, așa cum a zis și sora, să fie niște exemple vii pentru ceilalți din lume. Te rog să le dai înțelepciune și pricepere, tu să-i păzești de accidente, de virus, de boli, de foc, de apă, Doamne. Te rog să le dai înțelepciune ca să poată să învețe, Doamne, să ajungă acolo unde fiecare și-a pus, Doamne, scopul ca să ajungă, să termine o școală, să aibă, Doamne, un serviciu bun și, în primul rând, să fie niște credincioși adevărați. Îi încredințăm, Doamne, pe toți tinerii, toți elevii, toți școlarii, Doamne, în mâna și în brațul Tău și Tu să-ți faci, Doamne, numele de slavă și noi îți mulțumim, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Amin! Amin! Bun, avem încă un telefon. Tatiana din Valea Lungă. Bună seara, Tatiana! Pace, frate Hasegan. Pace. Am sunat din nou. Ne-am rugat în luna trecută pentru băiatul meu, Claudiu, cu problemele cu camionul. Totul s-a rezolvat. Dumnezeu a ajutat, a intervenit, s-a reparat camionul, a început activitatea. De aceea vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Da, și am dorit ca copiii mei să vină la mântuire. Și pentru sănătate, pentru prosperitate. Am înțeles. Atâta. Bine, da. Mulțumim frumos, multă pace, mulțumesc, noapte bună. Mulțumesc, multă binecuvântare, frate. La fel, noapte mulțumesc. Bună, multă pace. Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Tatiana de la Valea Lungă, care vine, Doamne, în primul rând să-ți mulțumească pentru felul cum ai lucrat în casa lor și vine, Doamne, să te roage să reverzi, Doamne, binecuvântările Tale peste casa lor, să aduci, Doamne, mântuire la copiilor, să aduci, Doamne, protecție, ocrotire, Doamne Dumnezeule. Mă bucur că telespectatorii noștri au înțeles că trebuie să-ți mulțumim pentru toate lucrurile, de aceea te binecuvântăm pentru tot ceea ce ai făcut, tot ceea ce vei face, Doamne, și în această seară. Încredințăm și pe sora Tatiana, familia ei, copiii ei, mâna și în brațul Tău, Doamne, binecuvintează-i Tu, adu, Doamne, pocăință și mântuire în casa lor, pune, Doamne, o gardă de înger păzitor și protecția Ta să fie, Doamne, peste familia aceasta. Și îți mulțumim, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Amin! Amin! Avem încă un telefon. Veta de la Pianul de Sus. Bună seara, Veta! Pacea Domnului, frate!
Pace. Nu mai am vorbit cu dumneavoastră, frate. V-ați rugat pentru mine să mă vindecă Domnul și să atind Domnul în țara aia de mine. Slavă Domnului! Nu puteam nici să vorbesc, nu puteam nici să mânc și Dumnezeu să atind de mine. Mulțumim Domnului, mulțumim Domnului. Mulțumesc foarte mult că v-ați rugat pentru noi. Sigur, ne rugăm în continuare ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Bine, o seară binecuvântată. Vreau să vă rugați pentru copiii mei că mere mâine la grădiniță, la școală copilul. Copii, da. Soțul mere mâine să-și caută un pic de lucru și să-i dea Dumnezeu veșug de bani. Amin, bine, mulțumim frumos de telefon. Bine, mulțumesc multă pace. Mult. Noapte bună, mulțumim pace. Frumos. Pace sfântă. Iată că al treilea telefon care vine tot cu mulțumiri pentru izbândă. Se pare că ne-am rugat pentru Veta în emisiune trecută și Dumnezeu s-a atins de ea și a vindecat-o. Mulțumim Domnului și acum vine să ne roage, să ne rugăm pentru copiilor care se duc la școală, pentru soțul, pentru reușită în toate lucrurile. Doamne Dumnezeu, le mănesc cu Veta în această seară din pianul de sus care vine, Doamne, cu mulțumiri la adresa numelui Tău și te roagă, Doamne, ca Tu să binecuvântezi copiii cu sănătate, cu protecție, cu ocrotire, să binecuvântezi soțul și casa lor cu prosperitate și binecuvântări. Pune, Doamne, o gardă de îngeri păzitori peste casa lor, Doamne, proslăvește-ți numele în locul acela și noi îi încredințăm în mâna cea bună a Ta, Doamne Dumnezeule. Le varsă, Doamne, binecuvântările cerești și pământești și, încă o dată, Tu să fii proslăvit și glorificat. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Amin, amin! Avem încă un telefon. Andrei din Teiuș. Bună seara, Andrei! Bună seara! Domnul pastor Marius, am o rugăminte la dumneavoastră. Dacă puteți să vă rugați și pentru mine că sunt bolnav și ne-o pleca nevasta de acasă și nu vreau să mai întorc înapoi, vreau să facem cumva să vie, dacă aveți o vedenie cumva, dacă aveți ceva. Am înțeles. Mă puteți. Bine, dragul meu, sigur că da. Ne rugăm. Nici o problemă. Mulțumim de telefon. Doamne ajută, noapte bună. Doamne, noapte bună. Doamne Dumnezeu, îi mănesc cu Andrei din Teiuș, care în această seară vine să mijlocească pentru familia lui, pentru nevasta lui. Doamne, ne rugăm pentru problemele lui de boală. În numele lui Iisus Hristos vin să ceri iertare pentru toate greșelile, păcatele și fără de legile lor, cele săvârșite cu voie și fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne Dumnezeule, te rog să scrii în dreptul lui Andrei și familie ei, Doamne, iertare, lui iertare și grațiere, Doamne. Te rugăm să privești cu ochi de milă și la soția lui, Doamne, de aceea numele lui Iisus Hristos vin să dezleg pe Andrei, soția lui, familia lor, de orice legătură demonică pe care diavolul a pus-o peste casa lor și peste familia lor. Și, Doamne, te rog să scrii în dreptul lor dezlegare și iertare. Și acum, Doamne, iau autoritate în numele lui Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, peste orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le leg în numele lui Iisus Hristos și le poruncesc să părăsească casa aceasta, familia aceasta, să ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse Hristoase, lasă o picătură din sângele Tău cel Sfânt și sfințește, curățește, lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare și vindecă, Doamne Dumnezeule, lasă, Doamne, o binecuvântare, pocăință, mântuire, viață veșnică, Doamne, trimite garda Ta de înger păzitor și numele Tău să fie proslăvit și glorificat. Doamne, este scris că prin rănile Tale suntem vindecați. Declar vindecare prin rănile Domnului Iisus Hristos, din vârful capului până în tălpile picioarelor. Și noi îți mulțumim, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Amin! Amin! Ceea ce am văzut, dragul meu, la rugăciune, ca și cum un bărbat avea o greblă în mână și făcea un fel de ordine, aduna parcă niște pietri, era drumul sau poteca sau calea, era acoperită, era pietroasă, erau niște gunoaie, niște pietri și omul acesta parcă făcea curățenie. Nu știu ce vrea să reprezinte lucrarea asta, poate că este nevoie de o curățire în viața ta sau de o curățire în viața familiei tale. Apoi am văzut că sunt niște probleme, parcă era spatele cuiva și parcă ceva undula sub piele, ca și cum ar fi fost ceva probleme cu spatele. Nu știu exact ce este acolo, Domnul să
lucreze și la vindecarea fizică și să lucreze și la restaurarea familiei voastre. Și Domnul să fie proslăvit. Bun, avem încă un telefon. Odi din Unirea de Unirea 1. Bună seara, Odi! Alo! Bună seara! Am o mare rugăminte. Da, am o mare rugăminte. Închide volumul televizorului, că nu ne putem înțelege. Închide volumul televizorului, că altfel nu ne putem înțelege. Sau ieși cu telefonul afară din cameră. Da, am spuneți. Am o mare rugăminte. Așa. Maică mea din Unirea 1 o cheamă Iruș. Așa. E foarte bolnavă și aș dori o rugăciune mai specială pentru ea. Acum o lună de zile a avut comoție și aș dori încă din suflet pentru copiii mei Ramona, Adela, Ovidiu și Claudiu o rugăciune. Am vă înțeles. Mulțumesc foarte frumos. Bine, domnul... Domnul Iisus, bine să vă binecuvinteze. Bine, noapte bună! Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Odi din Unirea 1 care vine să mijlocească pentru mama Iruș, care este bolnavă, comoție. Doamne Dumnezeule, Tu știi situația lor, Tu știi, Doamne, copiilor, familia lor, în numele Lui Iisus Hristos, vin, Doamne, să ceri iertare pentru toate greșelile, păcatele și fără de legilor, ce se făște cu voie și fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, scrie, Doamne, iertare și grațiere în dreptul acestei familii. În numele Lui Iisus Hristos vin să cer, Doamne, ca Tu să privești cu ochi de milă și îndurare, Doamne. Dezleg familia aceasta de orice legătură demonică pe care diavolul a pus-o peste ei în urma păcatelor și fără de legilor și nelegiurilor lor. Scrie, Doamne, în dreptul acestei familii iertare, grațiere și deslegare. Și acum, Doamne, iau autoritate în numele Tău, nume mai presus decât orice nume, și vin să leg orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le leg în numele Lui Iisus Hristos și le poruncesc să părăsească familia aceea, sufletele acelea să ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse, lasă o picătură din sângele Tău și sfințește, curățește, lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare și vindecă, Doamne. Mă rog pentru Iruș, Doamne, este scris că prin rănile Tale suntem vindecați. Declar vindecare din vârful capului până în tălpile picioarelor. Te rog pentru copiii care sunt acolo, Doamne, binecuvintează-i, sfințește-i, curățește-i. Ajută-i, Doamne, să Te caute pe Tine, să se împace cu Tine, să vină, Doamne, la pocăință și mântuire. Și numele Tău să fie proslăvit și glorificat. Încredințăm și familia aceasta în mâna și în brațul Tău. Și-ți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Avem încă un telefon. Micloș din Târgu Mureș. Bună seara, Micloș! Alo, bună seara! Bună seara, frate pastor! Da, dragul meu, spune-te, rog! Să fiți binecuvântat de la Domnul! Amin și voi la fel! Cum mai sunteți? Vreau să zic o mulțumire. Astăzi am luat cina cu Domnul. Slavă Domnului! Și după ce am fost la o răstie, la o casă de adunare, care mi-au plăcut foarte mult cu niște frați, n-am fost niciodată pe la el, m-au primit din brațele deschise. Slavă Domnului! Mulțumim! Și vreau să zic niște rugăciuni, dacă se poate, pentru familia mea. Așa. Și înțelegere tot în familia. Și eu, pentru sănătate și spor în casă și pentru bani. Atâta, frate, pastor. Bine, dacă... bine, ne rugăm, bine. Te Domnul, de la Dumnezeu. De la Domnul să vă binecuvinteze. Multă pace. Doamne ajută, multă pace. Amin, amin, amin. Doamne Dumnezeule, mă unesc cu fratele Micloș din Târgu Mureș, care vine în această seară să mijlocească pentru familia lui, pentru înțelegere, sănătate și binecuvântare financiară. Doamne, Tu știi și cunoști problemele lor, întristările, necazurile lor. Doamne, Te rog să lași binecuvântările Tale cerești și pământești peste familia aceasta. Te rog să lași, Doamne, pocăință și mântuire, să trimiți Tu garda Ta de îngeri păzitori, să-i binecuvintezi, Doamne, cu protecție, cu ocrotire, cu pace și cu liniște, Doamne.
rezolvă-le și problemele financiare, dă-le, Doamne, și sănătate în trupurile lor și prin rănile tale, Doamne, declarăm vindecare din vârful capului până în tălpile picioarelor. Pune garda ta de înger păzitor, Doamne, lasă prezența și puterea Duhului tău cel sfânt să-i călăuzească și dragostea ta să fie în inimile lor. Îi încredințez în mâna și în brațul tău și îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Amin! Amin! Avem încă un telefon, Vali din Timișoara. Bună seara, Vali! Bună seara, pacea Domnului, frate mare! Pace! Aduc mulțumire Domnului cum a lucrat în viața mea, că 80% din casă cu ajutorul Domnului s-a făcut și mai este puțin de lucru. Slavă Domnului! Și vreau să vă rugați pentru tatăl meu, Todus Viorel. Așa. Fratele meu, Daniel, care o să vină din Spania luna asta cu ajutorul Domnului. Pentru mine și soția mea, Lidia. Da. Ne urmărești pe internet, nu? Da. Da, am înțeles. Bine, fratele Vali, bine. Domnul să te binecuvânteze. Bine, pace sfântă. Doamne Dumnezeule, mă unesc cu fratele Vali din Timișoara, care ne urmărește, Doamne, pe internet în această seară. Te rog să-l binecuvintezi, Doamne. Te rog să-l sfințezi, să-l curățești, Doamne. Ne rugăm pentru familia lor, pentru tata, pentru fratele, pentru soția lui, pentru toți cei din casa lor. Doamne, Tu știi problemele, necazurile, întristările lor. Primește mulțumirile lui pentru tot ceea ce Tu ai realizat în casa și în familia lor. Vin încă o dată, Doamne, să ceri iertare pentru fratele Vali și casa și familia lui, toate greșelile, păcatele și fără de legilor, ce să vește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, binecuvintează-i, sfințește-i și curățește-i în numele Lui Iisus Hristos, îi desleg de orice legătură demonică și leg, Doamne, orice prezență demonică în numele Lui Iisus Hristos, leg orice duc de boală, duc de neputință, necredință, falmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le leg în numele Lui Iisus Hristos și le poruncesc presească casa, familia lor, să ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse, lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare, o picătură din sângele Tău, sfințește, curățește și vindecă. Prin rănile Tale declarăm, Doamne, vindecare. Trimite îngerii Tăi, prezența Ta, puterea Ta, binecuvântarea Ta, dragostea Ta să fie peste casa și familia lor și numele Tău să fie proslăvit și glorificat în veci de veci. Aleluia! Amin! Amin! Bun, avem încă un telefon. Nicu din Unirea. Bună seara, Nicu! Doamne ajută, domnul pastor! Doamne ajută! Spuneți, vă rog! Aș dori și o rugăciune pentru familie, pentru copii, că încep școala, ca Domnul să-i binecuvinteze și să pună pace și înțelepciune în... Amin! Sigur că da! ...familia noastră și în dreptul copiilor. Bine, bun, mulțumim că ne-ați sunat. Bine, multă pace, Doamne ajută, noapte bună. Doamne Dumnezeule, mănesc cu Nicu din Unirea, care în această seară vine să mijlocească pentru familia lor, pentru copiii care încep școala, pentru toți cei dragi din casa lor. Doamne Dumnezeule, Tu știi și cunoști această familie, Te rog să-i binecuvintezi. Dacă sunt, Doamne, păcate, fără de lei sau legiuri, cerem iertare și Te rog să scrii în dreptul lor grațiere. De asemenea, Doamne, dacă sunt legături demonice, vin, Doamne, să dezleg familia aceasta de orice legătură demonică pe care diavolul a pus-o peste viața lor și în numele Lui Iisus Hristos vin să mustru, să leg orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri. Doamne Iisuse Hristoase, Te rog să lași pacea Ta, Te rog să lași, Doamne, binecuvântarea Ta, protecția Ta în mod deosebit peste copiii care sunt în casă și peste toată familia și numele Tău să fie proslăvit și glorificat, Doamne Dumnezeule. Te rog să-i păzești, să-i ocrotești de orice accidente și de orice lucruri pe care diavolul le întinde ca o cursă în viața lor. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Amin! Amin! Dragul meu, Nicu, am avut o vedenie. Mi-a arătat Dumnezeu ca și o pânză de circular. Nu știu dacă tu sau cineva din familia voastră lucrați la circular sau veți lucra la un circular. Mi-a arătat cum se producea o vătămare la o mână undeva, la zona mânii, nu știu. Poate fi o avertizare, poate fi ceva care diavolul vrea să facă, nu știu, tu sau cineva din casa ta, copiii tăi sau... Rugați-vă la Dumnezeu să nu se întâmple. Deci am văzut această pânză de circular, știți ce e la un circular?
și am văzut ca și cum s-a fi produs o vătămare la o mână. Nu știu exact sub ce formă. Știți cum e vorba, cum zice americanul, just in case. Numai poate se poate întâmpla. E bine să ne rugăm să prevenim orice avertisment pe care Dumnezeu ne-l dă. Domnul să vă binecuvinteze, să vă păzească, să vă ocrotească. Amin. Bun. Să preluăm încă un telefon. Avem Ana din Aiud. Bună seara, Ana! Bună seara! Spuneți, vă rog! Aș dori o rugăciune pentru familia. Așa. Și o dezlegare, dacă se poate. Și pentru familia. Dezlegare, da? Da. Sigur că da, cu toată dragostea. Bine, mulțumim frumos că ne-a sunat. Doamne ajută, noapte bună! Doamne Dumnezeule, mulțumesc cu Ana din Aiud, care vine această seară să mijlocească pentru familia lor, pentru problemele care sunt acolo, blesteme sau orice alte forme. Doamne, în primul rând vin să cer iertare pentru toate greșelile, păcatele și fără de lege, lor ce le săvârșește cu voi și fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne Dumnezeule, scrie iertare și grațiere în dreptul acestei familii. Și acum, Doamne, iau autoritate și vin să dezleg familia aceasta de orice legătură demonică pe care diavolul a pus-o peste casa, familia lor. Și, Doamne Dumnezeule, scrie Tu acolo în ceruri, în dreptul lor, iertare și deslegare. Și acum iau autoritate în numele Lui Iisus Hristos și vin să leg orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le mustru, le leg și le poruncesc să părăsească casa, familia aceea, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Lasă, Doamne, picătură din balsamul Tău de vindecare și vindecă, Doamne, sub picătură din sângele Tău și sfințește și curățește Tu, Doamne, și prin rănile Tale declar vindecare din vârful capului până în tălpile picioarelor. Pune, Doamne, gardă de îngeri păzitori, revarsă binecuvântări de arcere și pământești și fă-ți, Doamne, numele de slavă în casa și în familia aceea. Încredințăm mâna și în brațul Tău și îți mulțumim, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Să preluăm încă un telefon. Laurențiu din Sebeș. Bună seara, Laurențiu! Bună seara! Da, spuneți, vă rog! Vreau și eu o rugăciune, dacă se poate, pentru familia mea, pentru... Mi-a plecat nevasta și mi-a lăsat fața acasă. Deci, o rugăciune pentru familie și pentru ce? Pentru fata mea. Fata. Nu mi-a plecat nevasta, a plecat. Am înțeles. Deci, familie și, în special, fata, da? Da. Mâine merge la școală. Pentru școală, da. Am înțeles. Bine, mulțumim frumos de telefon. Doamne ajută, noapte bună. Doamne ajută. Doamne Dumnezeule, Monescu Laurențiu din Sebeș, care în această seară vine să mijlocească pentru familia lui, pentru soție, pentru fată, pentru toți cei din casa lor. Tu știi și cunoști, Doamne, familia aceasta, de aceea numele lui Iisus Hristos vin să cer iertare pentru toate greșelile, păcatele și fără de legile lor, și să vrește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Scrie, Doamne, iertare și grațiere. Și acum, Doamne, vin să dezleg pe Laurențiu și casa, familia lui, de orice legătură demonică pe care diavolul a pus-o peste casa lor. Și în numele lui Iisus Hristos vin să leg orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le mustru și le poruncesc să părăsească casa lor, familia lor, să ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse, lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare, vindecă și tămăduiește, lasă o picătură din sângele Tău și sfințește. Prin rănile Tale declarăm, Doamne, vindecare din vârful capului până în tălpile picioarelor. Binecuvintează, Doamne, pe cei tineri, fata care merge la școală, păzește-o, ocrotește-o, Doamne, dă-le înțelepciune și pricepere, protecție și ocrotire. Și numele Tău să fie proslăvit și glorificat. Revarsă binecuvântările Tale, protecția Ta și îngerii Tăi să tăbărască în jurul acestei familii și numele Tău să fie proslăvit și glorificat. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Avem încă un telefon. Gheorghe din Ighiu. Bună seara, Gheorghe! Bună seara! Spuneți, vă rog! Am o fată la familie, mâine pe a cincea. Să vă rugați pentru aia, frate mare, și pentru familia mea. Așa, o fată și familia, da? Da. M-am încheiat mâine pe a cincea mea. La Lisa. Am înțeles. Bine, fratele meu, bine. Ne rugăm pentru familia ta și... Rămâi cu Iisus Hristos. Am înțeles. Bine. Mulțumim frumos de telefon. Multă pace, Doamne, ajută, noapte bună. Doamne Dumnezeule, Monescu Gheorghe din Ighiu, care vine să mijlocească pentru familia lui. Doamne Dumnezeule, Tu știi și cunoști problemele lor, întristările, necazurile, suferințele, Doamne,
te rog să revești, Doamne, harul, binecuvântarea ta peste familia aceasta, în numele lui Iisus Hristos, vin să cer iertare pentru toate greșelile, păcatele și fără de legilor, ce se făște cu voie, fără de voie, știință, neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, scrie iertare, grațiere în dreptul acestei familii. Și acum, Doamne, vin să desleg pe fratele Gheorghe, casa și familia lor de orice legătură demonică pe care diavolul a pus-o peste ei și casa lor. Și Tu, Doamne, te rog să scrii în dreptul lor iertare și deslegare. Și acum iau autoritate în numele lui Iisus Hristos și vin să leg orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le leg, le mustru în numele lui Iisus Hristos și le poruncesc să plătească casa, familia aceea, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse, las o picătură din balsamul Tău de vindecare și vindecă, Doamne, las o picătură din sângele Tău și sfințește, curățește și prin rănile Tale și în numele Tău declarăm vindecare din vârful capului până în tălpile picioarelor. Revarsă, Doamne, binecuvântările Tale, protecția Ta, ocrotirea Ta peste toată familia, copii și toți cei ce sunt acolo, pune garda Ta de înger păzitor și numele Tău, Doamne, să fie proslăvit în casa și în familia aceasta. Încredințăm mâna și în brațul Tău și îți mulțumim, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Avem încă un telefon. Maria din Sebeș. Bună seara, Maria! Bună seara! Spuneți, vă rog! Face mult. Aș dori o rugăciune, o dezlegare pentru familia mea. Așa. Și pentru copiii care mâine încep școala, pentru nepoți, pentru... Da, sigur că da. O să ne rugăm. Amin, amin. Bine, mulțumim frumos de telefon. Mulțumesc. Doamne ajută, multă pace, noapte bună. Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Maria din Sebeș, care în această seară mijlocește, Doamne, pentru familia lor, pentru copii, pentru nepoți, pentru toți cei din casa lor. Doamne Dumnezeule, Tu știi și cunoști problemele, întristările, necazurile, suferințele, numele lui Iisus Hristos, vin să ceri iertare pentru toate greșelile, păcatele și fără legile lor, cele se vârște cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, scrie iertare și grațiere în dreptul acestei familii. Și acum, Doamne, iau autoritate și vin să desleg pe Maria, casa lor, familia lor, de toate legăturile demonice pe care diavolul le-a pus peste ei în urma păcatelor, fără de legilor și nelegiuirilor lor. Doamne, scrie în ceruri, că Tu ai spus că ceea ce dezlegăm pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Scrie dezlegare, iertare și grațiere. Și acum iau autoritate în numele lui Iisus Hristos, nume mai presus decât orice nume, și vin să leg orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le mustru, le leg și le poruncesc să părăsească casa aceasta, familia aceasta, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse Hristoase, las o picătură din balsamul Tău de vindecare și o picătură din sângele Tău, sfințește și curățește, Doamne. Prin rănile Tale, Doamne, declarăm vindecare din vârful capului până în tălpile picioarelor. Pune, Doamne, o gardă de îngeri păzitori, binecuvântează copiii, nepoții, cei ce merg la școală. Fii, Doamne, cu familia aceasta, revarsă-ți binecuvântările, Te cerești pământești și numele Tău să fie proslăvit și glorificat. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, aleluia, amin, amin. Preiau un ultim telefon, da? După telefonul acesta o să încercăm să facem rugăciunea generală. Deci mai avem un singur telefon. Diana din Daia Română. Bună seara, Diana! Alo, bună seara! Alo, bună seara! Da, spuneți, vă rog! Aș vrea și o rugăciune pentru familia mea și pentru tata de în Căruș cu Rotile. Deci tata bolnav, da? Da, în Căruș cu Rotile și pentru familia mea. Am înțeles, sigur că da. Ne rugăm cu toată dragostea. Bine, da. Bine, mulțumim frumos de telefon. Doamne ajută, noapte bună. Mulțumim. Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Diana din Daia Română, care vine să mijlocească pentru familia ei, Doamne, și în mod deosebit pentru tatăl ei care este bolnav, am zis, pe un cărucior. Doamne, Tu știi problemele, suferințele, întristările acestei familii, de aceea în numele lui Iisus Hristos vin să cer iertare pentru toate greșelile, păcatele și fără de legile lor, cele să vrește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Scrie, Doamne, grațiere și iertare în dreptul acestei familii. Și acum, Doamne, iau autoritate și vin să dezleg pe Diana, familia ei, tatăl ei și toată casa lor de toate legăturile demonice pe care diavolul le-a pus peste familia lor. Doamne Iisuse, scrie în dreptul acestei familii iertare și deslegare.
și acum iau autoritate în numele Lui Iisus Hristos, nume mai presus decât orice nume, și vin, Doamne, să leg orice duc de boală, de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le leg, le mustru în numele Lui Iisus Hristos și le poruncesc să păzească casa aceasta, familia aceasta, în special pe tatăl care este bolnav. Orice duh necurat îl mustru și poruncesc să părăsească familia lui, să ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse, pe vars o picătură din balsamul Tău de vindecare, o picătură din sângele Tău, sfințește, curățește și vindecă, Doamne. Prin rănile Tale, în numele Tău, declar vindecare din vârful capului până în tălpile picioarelor. Proslăvește-ți, Doamne, numele, revarsă binecuvântările Tale, pacea Ta, protecția Ta, ocrotirea Ta și numele Tău să fie proslăvit și glorificat în casa și în familia aceasta. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Amin! Amin! Stimați telespectatori, pentru toți cei care n-ați reușit să intrați în direct, pentru toți cei care poate v-a fost rușine sau n-ați îndrăznit și totuși doriți să vă rugați împreună cu mine și aveți o cauză, vă îndemn să îngenunchiați acolo în fața televizorului, luați o poziție solemnă în fața lui Dumnezeu, nu vă rugați mie, ci vă rugați lui Dumnezeu. Faptul că întinde mâinile spre televizor nu este altceva decât un act al credinței. Domnul Iisus spune, dacă doi se unesc să ceară ceva, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Doamne Iisuse Hristoase, mă unesc în această seară cu toți telespectatorii din lungul și latul pământului care ne urmăresc în această seară, care au credință, Doamne, și doresc ca Tu să Te atingi de ei, mă unesc cu ei și Te rog, Doamne, să privești cu ochi de milă și îndurare. În numele Lui Iisus Hristos vin să cer iertare pentru toți cei ce văd și ascultă glasul meu în această seară, pentru toate păcatele, fără de legile și nelegiurile lor, cele săvârșite cu voie și fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne Iisuse Hristoase, scrie iertare și grațiere în dreptul tuturor celor ce au îngenunchiat și se roagă împreună cu mine în această seară. Și acum iau autoritate în numele Lui Iisus Hristos, nume mai presus decât orice nume, și vin să dezleg pe toți cei ce văd și ascultă această emisiune de toate legăturile demonice pe care diavolul le-a pus peste viața lor în urma păcatelor, fără de legilor și nelegiurilor lor. Doamne Iisuse, Te rog să scrii dezlegare, iertare și grațiere. Tu ai spus, Doamne, că ceea ce noi iertăm și dezlegăm pe pământ va fi iertat și dezlegat în ceruri. Și acum, Doamne, iau autoritate în numele Tău, nume mai presus decât orice nume, și vin să leg orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le leg în numele Lui Iisus Hristos și le poruncesc să părăsească viața, familia, trupul celor ce văd și ascultă această emisiune și le poruncesc să ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse, revarsă o picătură din balsamul Tău de vindecare și vindecă, Doamne, și tămăduiește. Revarsă o picătură din sângele Tău care are putere, Doamne, să spele, să curățească și să sfințească. Doamne Iisuse, este scris că prin rănile Tale noi suntem vindecați. Declar vindecare totală din vârful capului până în tălpile picioarelor. Binecuvintează Tu, Doamne, sfințește, curățește, Doamne. Revarsă, Doamne, protecția și ocrotirea Ta peste toți cei ce văd și ascultă. Pune o gardă de înger păzitor, Doamne, și numele Tău să fie proslăvit și glorificat, onorat și binecuvântat. Domnul îmi dă un nume, Vasile, de când am început să mă rog, frate Vasile sau prieten Vasile, Dumnezeu va lucra în viața ta, nu știu ce vindecare, ce binecuvântare vrea să-ți dea Domnul, dacă simți că descoperirea este pentru tine, primește această descoperire și spune, Doamne, ceea ce ai de gând să faci, fă în viața mea, binecuvintează-mă, vindecă-mă, sfințește-mă. De asemenea, este încă un nume, Nicolae. Nicolae. Domnul îmi arată o persoană care este pe un cărucior cu rotile. Tocmai ne-am rugat pentru cineva care era pe cărucior, nu știu dacă este pentru persoana aceea sau pentru altă persoană, ești pe un cărucior și ai probleme cu picioarele, cu ceva, de nu poți să umbli. Dumnezeu să se atingă de picioarele tale, de trupul tău, de mădularele tale și Dumnezeu să te ridice în această seară și să te vindece și să poți să proslăvești numele Domnului. Dumnezeu îmi mai dă un nume, Nicoleta. Nicoleta,
Dumnezeu vrea să se atingă și de trupul tău. Nicoleta, Vasilica, slavă ție, Doamne, îți mulțumesc frumos. Doamne, te rog să-ți proslăvești numele în dreptul tuturor celor care te-au chemat din toată inima, Doamne, și care au crezut în puterea ta. Îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, încă un nume, Radu, Radu. Stimați lepstatori, aici încheiem programul nostru, vă așteptăm în Biserica Maranata, vă dorim o săptămână binecuvântată, nu uităm tot ce are suflare, să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul. La revedere, noapte bună, pe săptămâna viitoare. Ați urmărit o emisiune realizată de pastorul Marius Hațegan din partea lui Dumnezeu pentru sufletele noastre. Pentru o întâlnire personală cu pastorul Marius Hațegan, vă așteptăm la Biserica Maranata din Alba Iulia, strada Liviu Repreanu, numărul 1. Dumnezeu să vă binecuvinteze!